Hai ce plouă, mă! Și care-i faza, mă, Nicule, pe vremea de asta la terasă? Care-i baiul? Ce ai pățit, mă? Servus! Prea multe întrebări și, din păcate, la tătie răspunsul e unul prost. Mă, dar care baiul? Stai aici și ți-mi neci amarul în bere? Bine ar fi să-l pot înneca, dar amarul ăsta e mai bun înăutător decât David Popovici ăla, mă. Ce s-a întâmplat, mă, Nicu? Ce să se întâmple? O să mergem iară în concediu. Să-ți dai bine, mă, trebuie să te bucuri. Mergi tu și te mai relaxezi, îți mai încarci bateriile, înseamnă că vă permiteți, mă. Da, și îmi descarc contul, Revolutul, portofelul, pentru tri poze amărâte pe care o să și le pună ea pe Instagram. Nu-ți place destinația? Dar n-am ales-o eu, în primul rând. Și n-ai zis nimica, tu n-ai dreptul să alegi. Ce să mai zic, să încep o nouă ceartă? Deja și avem două certuri neterminate din weekend de la chef. Ce-i faci? La unde mergeți? Croația. Și acolo e fain, mă. Sigur că da, că mergem cu avionul. Cu avionul? Vai zice că e Croația aici aproape, mergeți cu mașina, mai vizitați pe drum, mai una alta. Outlet-uri, mall-uri, magazine, că dacă o duc într-un muzeu, zice că am ajuns acasă la socru, auzi, vai, mă. Ce, păi, tu n-ai zis nimica, tu n-ai dreptul la alegere. Măi, Vlad, eu aduc toți banii în casă și apătății cheltuiește pe avionul. Că numai avioane are în cap. Măi, face, mă, n-are rost, n-are rost. Nu-i bine așa, Nicule, trebuie să pui piciorul în prag și să-ți pui punctul de vedere și să alegi și tu. Ești tânăr încă, mă, ești naiv. Tu crezi că se schimbă ceva? După atâția ani, Nicule, iartă-mă, ar trebui să se schimbe ceva. Bun, să zic că trec de ea, da? Și după aia ajung la măsa, la mama soacră, care e aliatul ei principal în orice alegere. Așa că aceeași mărie cu altă pălărie. N-are sens. Tot cred că dacă vă puneți frumos la masă amândoi și spui punctul de vedere, chiar se poate schimba ceva. Da, după 20 de ani, te obișnuiești și cu răul. Și la rău îi zici bine. Nu-i bine, Nicule. Adică tu nu simți nevoie de ceva nou, de ceva, nu știu, să ceva pentru tine, așa, o schimbare. Sincer. Mi-e și frică să mă gândesc la așa ceva. Bine, mă, Nicu, eu înțeleg primii ani, că nu, până te acomodezi și nu știu ce, nu poate să fie o schimbare instantă. Hai fie, primii 10 ani. Dar, mă, după 20 de ani să nu se schimbe absolut nimica și să nu ai tu propriile tale alegeri, ceva bun pentru tine. Cum mai târziu. Dacă n-am ales de la început, asta e. Hai că mi-au și o bere. O bere, vă rog. Ce faci, Nicule? La mare, la soare, ce-ți pasă ție? Ce concediu, mă, Vlade, că nu m-am dus nicăieri? Nu-mi zice. I-ai zis și ai avut postul, nu e? I-ai zis, nu? Ai făcut propriile alegeri pentru tine. Da. Mi-am expus și eu punctul de vedere, i-am spus că doresc schimbare și o ales ea. O ales să meargă cu prietenele cu avionul în Cipru. Și eu am rămas la munca de jos. Aștept cursa peste 5 minute să mă duc la sapă la cartof la soacra. Nu vii și tu? Să mai faci o schimbare, mă!